Salutare tuturor și ne-am găsit la un nou episod de CS:GO pe acest canal. Da, de acesta, după cum v-am obișnuit cu un Wingman, acesta este jocul pe care l-am jucat în ultima vreme, după ce am venit din vacanță. Știți că am fost într-o vacanță, de aceea am lipsit 2 săptămâni, băi, 2 săptămâni, ești nebun. Na, și am zis să revin și eu pe YouTube cu forțe proaspete, cu... na. Bun, hai că începem meciul de Wingman din nou pe Inferno, suntem cu echipierul nostru aici. Așa. Hai să-mi iau și eu de asta o vestă. Și jucăm random Wingman. Stai că ținem partea asta, brother. Opa. What? M-a rupt pe picior, am furat și kill-ul. Bine, mă, nu dai cu mine. Ești nebun. Da, băi, nu uitați voi de like și nu uitați voi de like pentru că am revenit cu această serie. Am avut câteva probleme încercând să o filmez pentru că OBS-ul pur și simplu nu voia să înregistreze CS:GO-ul. Nu știu de ce. Habar n-am de ce nu voia să înregistreze OBS-ul CS:GO-ul, dar mă rog. Hai să vedem noi ce se întâmplă cu băieții ăștia aici. Brodare, unde ești? Pit? No. Hai să plantez și eu bombița. Da, am început promițător meciul. Chiar promițător. 3 kill-uri deja. Treaba e bună, băi, treaba e bună. Aha. Bun. Și da, dacă vă întrebați pe unde am fost... în prima săptămână în care am lipsit am fost la mare și în a doua am fost acolo prin Maramureș, Bistrița, chestii de genul ăsta. Cred că am ping. Da, și Maramureș, Bistrița, Cluj și ne-am întors prin... prin Cluj, prin Sibiu. Bun. Da, până la urmă m-am întors. Oh, bun, mă, ce joacă rusul meu aici, ești nebun. Cac. Ce înseamnă cac? Sau cred că așa, bine, rusia e o limbă ciudată, băieți, ok? E diferit alfabetul, ei folosesc alfabetul chirilic, din câte știu, și noi alfabetul latin. I don't speak Russian. Dreapta. Da, bravo, mă! A, da, mergi mai repede, mă! Intrăm! Mamă, m-a rupt! Bă, dar ăștia nu țin niciodată site-ul, mă? Nu știu ce să fac, băieți. Măcar i-am dat 60 din 2. Cred că am... A, dar n-am ping așa mare, dar nu știu. Internetul... Internetul mi-a făcut îmi face, nu știu, multe fițe chiar înainte să plec la mare și na, nu știu ce să zic. Nu muri. Bun. Mamă, ce n-aș patrag. Oh. Ok, gândim puțin. Ce trebuie să fac în momentul acesta? A, dau flash și fug. Și el o să mă aștepte partea aia, așa că mă întorc. Da, cam așa se joacă CSGO în 2020. Mai cu scheme, mai cu fuziune, știți voi, treburi de-astea. Așa, băieți, poți scrie de la 1 la 10. Ce notă mi-ați dat la joc? La cum joc, gen. Scrieți acolo jos în comentarii. Bun. Opa. Mărla. Mamă, dar bine tare ai dat smoke-ul ăla, frate. Fugi, bă. Mă duc aici în... balcony, cum se zice. Uite-o spate, nu mai are rost. Mergem, mergem, mergem. Câte kill-uri? Opa! Am deschis timp. Care mârie, mă? Allah Akbar, urciți! Opa! Hai că Allah Akbar dacă e. Ma. Băi, nu știu dacă se aude, dar mă sună cineva. Da, gen, sper să nu se audă, că... Mamă, uite-l pe ăla, el are super dezorientat, nici nu știa de unde trag. Ok, și am revenit, hai că am revenit dacă e. Mamă, ne-au rupt ăștia la faza asta. Bun, 5-3, am ok, bine, mai trebuie să luăm încă vreo 4, mi se pare că se joacă până la 9, nu mai țin minte dacă se joacă până la 9. Mă rog, acum ar trebui să fie mult mai ușor, nu-i așa, brodere? A, nu mi-am luat flash, trebuia să fac schema aia. Sau mi-am luat flash? Mă, de ce mi-am luat, mă? A, armură. Știți, mai țineți minte, băi, schema? Asta e schema, băieți, asta e schema. Nise. I have hack. Pă bune, gen, chiar am hack. N-ați văzut și voi? 6-3. Avem bombiță. Bun, ce armă avea asta? O, M4, bun, nice. Îi curățăm cât de cât. Bun, hai să dăm flash-ul. Ar trebui să duc asta partea elantă. Man, go short, I go long. Bun. Oh my fuck. Nu știu pe unde vin, asta e ideea. L-am zice că a. Nice, top. Ma, mersi, brodere. Ci că sunt top, auzi. Am 11 kill-uri și sunt top, auzi. Ha, mersi, frate. Bă, dar ce-am rupt pe aia acolo. Bine rău de tot. Bine rău de tot, mă. Nu știu cum e de joc așa azi. Mort unul? Ah, my god, ce mai tremura mâna acolo. Am 6 HP, mă. Oh my god. Ei, ei, ei. Mamă, ce m-a rupt ăla. Bă, dar pe unde a venit, mă? Am uitat la ăsta cum îi merge jocul, ești nebun? Omor, omor, omor. GG, GG. Da, băieți, cam ăsta a fost și wingman-ul nostru de astăzi. Ce zic? Maestru armelor. Da, ce zic, dacă v-a plăcut, dați vedem dacă luăm și rank up, pentru că n-am mai jucat ceva timp și m-a dat silver elite, se pare că nu n-am luat rank up nici data asta, dar nu contează. Da, cam atât a fost cu acest match de wingman, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și vom mai face episoade cu CSGO, pentru că știu că vă place foarte, foarte mult și mă rog, da? Da, eu am fost Andrei, pe data viitoare.